În locul unei delegații formate doar din proprii politicieni, așa cum cere protocolul în cazul unor consultări între partide și șeful statului, PSD a trimis o delegație neobișnuită la discuțiile pe tema referendumului pe justiție de la Palatul Cotroceni. Aceasta a fost formată dintr-un singur om din partid, deputatul PSD Eugen Nicolicea, și doi foști deținuți politic ai penitenciarului Aiud, Marin Iancu și Ioan Muntean. Liviu Dragnea a refuzat să meargă la consultări. La consultări, președintele Klaus Iohannis i-a dat PSD-ului o lovitură de imagine. Șeful statului a discutat doar cu cei doi foști deținuți politic, fără să-l invite la consultări și pe deputatul Eugen Nicolicea. După o oră de discuții, PSD a șocat din nou. În loc de referendum sau de justiție, delegația socialdemocraților a dus campania anti-Augustin Lazăr la Cotroceni. Practic, prin vocea celor doi dizidenți, PSD l-a atacat din nou pe procurorul general pentru că ar fi refuzat eliberarea unor condamnați politic din închisoarea din Aiud la mijlocul anilor 80, când a fost președintele Comisiei de Liberări Condiționate a acestui penitenciar. În mod abuziv, susținând și pe unele persoane le-a respins de mai multe ori, spre exemplu pe domnul Muntean, am înțeles că a fost respins de două ori. Am cerut domnului președinte să semneze decretul ca să-l revoce din funcție și mi-a spus că o să vadă. Jurnaliștii G4media.ro scriu însă că Ioan Muntean ar fi un infractor de drept comun recidivist care în anii 80 a atacat un grănicer și i-a luat pistolul, mitraliera și muniția pe când încerca să fugă din țară, potrivit unor documente publicate în mediul online. Ioan Muntean ar mai fi fost însă condamnat anterior pentru abuz în serviciu, ucidere din culpă și neglijență în serviciu. În documentele G4 Media este descris drept un element cu antecedente penale, fire de aventurier căruia nu-i plăcea să muncească, faptele sale fiind considerate cu risc social sporit. Și dizidentul care l-a însoțit pe Muntean la Cotroceni l-a acuzat pe procurorul Augustin Lazăr că nu i-ar fi permis eliberarea condiționată din Aiud. Am fost amânat de 4 ori, nejustificat. În legătură cu Lazăr, eu n-am știut cine este procurorul. Acest om lipsit de cultul umanității, acest om a tras acolo. Și am făcut încă 4 ani de zile lipsit de libertate. Prin vocea celor doi dizidenți, PSD a sugerat 2 întrebări pentru referendumul din mai pe tema justiției, pentru care șeful statului încă nu a formulat întrebări concrete. Este moral, legal și constituțional ca la 30 de ani după Revoluția Sângeroasă Anticomunistă din decembrie 89 să se tolereze în funcții înalte de conducere foști torționari? Și a doua, e normal ca la 30 de ani după căderea regimului opresiv comunist, foștii torționari să fie promovați în funcții gigantice de conducere? Încercarea PSD-ului de a se folosi de năcazul acestor doi foști deținuți politici pentru a-și legitima asaltul asupra justiției este o încercare de-a dreptul jalnică. Nu-mi imaginez că cineva care a trăit în perioada comunistă își dorește altceva decât o justiție independentă și o justiție dreaptă. Și pentru că românii trebuie să dea un răspuns asaltului PSD-ist asupra justiției, convoc acel referendum din 26 mai. Din poziția sa și de vicepreședinte al Camerei Deputaților, Eugen Nicolicea a anunțat că Parlamentul a avizat favorabil solicitarea președintelui de demarare a referendumului de luna viitoare. ALDE a lipsit de la Palatul Cotroceni. ALDE nu este interesat de un dialog cu președintele României. ALDE nu este preocupat nici de situația justiției din România. Și continuăm jurnalul cu informație de ultim moment. Vorbim acum despre avocatul poporului Victor Ciorbea, care în urmă cu foarte puțin timp a emis un comunicat de presă în care face o serie de precizări extrem de importante. Care sunt acestea și despre ce este vorba în acest comunicat? Aflăm chiar acum de la colega mea, Liliana Năstase. Bun găsit, Lili! Bun găsit! Avocatul poporului Victor Ciorbea pare să dea un pas înapoi în relația cu PSD-ul. Asta după ce în spațiul public s-a vehiculat că nu se va mai prelungi mandatul în fruntea instituției, mandat care urmează să înceteze luna viitoare, astfel că avocatul poporului spune că este de acord cu solicitările președintelui Klaus Iohannis, dar și altor lideri politici și a societății civile, solicitări prin care se dorește ca ordonarea
ordonanțele de urgență ale guvernului să poată fi atacate la Curtea Constituțională și de către alte autorități, nu să aibă exclusivitate avocatul poporului, așa cum este în prezent, avocat al poporului, care până în prezent nu a atacat la CCR nicio ordonanță de urgență controversată, începând cu ordonanța a 13, deși Victor Ciorba, în același comunicat de presă transmis în urmă cu puțin timp, susține că a atacat ordonanța 13 din 2017, acea ordonanță care a aruncat în România în aer, numai că a făcut acest lucru după ce actul normativ fusese deja abrogat, așadar sesizarea lui rămăsese fără obiect. În celelalte ordonanțe de urgență, nici pe legile justiției și nici alte ordonanțe controversate nu au fost atacate de avocatul poporului, deși avea exclusivitate din acest punct de vedere. Acum însă Victor Ciorba spune că va avea un aviz pozitiv, astfel încât și alte autorități să poată ataca aceste acte la Curtea Constituțională și spune ca o motivare că acest lucru ar întări democrația într-un stat. De altfel, una dintre problemele ridicate de Klaus Iohannis în cadrul referendumului pe care l-a convocat pentru data de 26 mai era ca ordonanțele de urgență ale guvernului să poată fi atacate și de alte autorități la Curtea Constituțională, nu doar de către avocatul poporului. Iată că este pentru prima dată când Victor Ciorba are o poziție care nu era chiar pe placul PSD. Mulțumesc pentru aceste precizări, Liana. PNL lansează noi atacuri la adresa PSD în timp ce alegerile europarlamentare se apropie. Ludovic Orban arată cu degetul PSD și ALDE, numindu-le partide înghețate în Europa. Din cauza declarațiilor care au despărțit în două familiile europene din care fac parte, liderii partidelor de guvernare din țara noastră riscă să nu mai aibă niciun fel de susținere în afară, atrage atenția liderul PNL. În ceea ce privește alegerile europene, mai mult de jumătate din legile care ne afectează viața sunt decise la nivel european în mecanismul de codecizie dintre Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Orban a adăugat că este important ca românii să fie reprezentați de oameni competenți. România trebuie reprezentată de oameni credibili, de oameni respectați, de oameni care sunt competenți în domeniile în care își desfășoară activitatea la nivelul Parlamentului European și de oameni care să poată să negocieze numele României și să influențeze deciziile astfel încât deciziile să fie în favoarea României, să aducă beneficii românilor. Cu această ocazie, Orban a criticat aspru celelalte partide. Celelalte partide din România sunt în situația de îngheț, cum spunea liderul PES. Adică sunt paria în familiile lor politice, sunt nefrecventabili, sunt ca și ciumați pentru partenerii lor europeni. Vedeți foarte clar că atât PSD cât și ALDE sunt aproape dați afară din familiile lor politice și, practic, se poate spune că nu sunt în Europa. În plus, Orban nu a uitat nici de Călin Popescu Tăriceanu în comentariile sale. PSD a arătat la nivel european că și atunci când aleargă singur, iese pe locul 2. Și cred că niciun român nu și-ar dori să fie reprezentat de un astfel de partid politic care este considerat ciumă roșie nu numai de peste 80% din populația României, ci e considerat ciumat până și de partenerii lor europeni din Partidul Socialist European. Tăriceanu se îndreaptă spre ușa ALDE, deoarece a fost invitat să părăsească formațiunea politică din care face parte. Ministrul Justiției mută confruntarea cu procurorul general
general al României, Mediul Online. Tudorel Toader a publicat o fotografie de la penitenciarul Aiud cu trimitere directă la acuzele care i s-au adus lui Lazăr pentru acțiunile sale din perioada comunistă. Toader s-a arătat indignat că Lazăr ar fi refuzat eliberarea unor deținuți politici și i-a respins cererea pentru un nou mandat la șefia parchetului general. Ministrul Justiției Tudorel Toader a publicat o fotografie cu zidul penitenciarului Aiud pe care apar scrise numele victimelor regimului comunist care au pierit acolo. Ministrul a reluat mesajul care stă deasupra semnului crucii de pe acest zid, Calvarul Aiudului. Ca loc, ministrul a amintit penitenciarul de maximă siguranță 162. Mesajul său îl țintește pe procurorul general Augustin Lazăr, ca fost șef al Comisiei de Eliberări Condiționate de la Aiud pe vremea comunismului. Ministrul Justiției și procurorul general s-au contrat acum două zile la interviul susținut de Augustin Lazăr pentru cel de-al doilea mandat la parchetul general. Atunci, Tudorel Toader l-a întrebat despre activitatea sa din perioada comunistă în contextul acuzațiilor că ar fi refuzat să elibereze un dizident politic. Am văzut și eu în spațiu public, am văzut cu toții poziția dumneavoastră față de ultimele incidente, să nu spunem, raportate la cariera dumneavoastră profesională. Care întrebare? Vis-a-vis de acele incidente care au apărut cu dezvăluire, nu pot să le calific, dar cu dezvăluirile acestea și calificative de care mi s-au adus. Pot să răspund foarte rapid. Atât eu cât și dumneavoastră am exercitat înainte de 1989 funcția de procuror. Procurorul general i-a amintit lui Tudorel Toader că și el a fost procuror înainte de 1989, însă ministrul justiției a replicat că el nu a făcut parte din comisii de eliberare. Cu precizarea că eu n-am făcut parte din comisii de eliberări condiționate. Ați avut alte atribuții. Probabil și datorită amânării penitenciare. Da. Cu precizarea că în trecutul meu profesional se poate uita oricine. Și cu precizarea că, na, din nefericire pentru dumneavoastră, vi l-a răspolit și au ajuns la pasaje mai... Eu zic că din fericire, doamne ministru. Trebuie să știe totul, că eu sunt transparent în ce-a spus. Războiul dintre cei doi a apărut însă înaintea declanșării scandalului public legat de activitatea lui Augustin Lazăr ca procuror la mijlocul anilor 80. Ministrul Justiției a încercat, dar fără succes, să-l revoce din funcția de procuror general al României încă de anul trecut. Președintele Klaus Iohannis nu a semnat revocarea lui Augustin Lazăr, iar Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ solicitării ministrului Justiției. Actualul mandat al lui Augustin Lazăr expiră pe 29 aprilie. Este însă puțin probabil ca noua procedură de numire a unui candidat să se termine până la acel moment. Ceilalți candidați respinși de Toader pe 10 aprilie au fost Marian Drilea, Gabriela Scutea și fostul șef de ICOT, Daniel Horodnicianu. Candidaturile pentru funcția de procuror general pot fi depuse din nou de astăzi. Rezultatele celei de-a doua proceduri de selecție vor fi afișate pe 8 mai. Cine credea că le-a văzut pe toate s-a înșelat, asta pentru că mereu se potrivi surprize. Este și cazul unui șofer din capital al cărui tupeu s-a dovedit a fi fără limite. Bărbatul a fost surprins în timp ce conducea de-a dreptul pe linia de tramvai, pentru a evita coada mare de mașini la care trebuia să aștepte. Imaginele surprinse ieri de un cetățean care aștepta tramvaiul în stație sunt de-a dreptul incredibile. Tramvaiul care circula pe linia respectivă nu avea cale liberă pentru că era ambuteiaj chiar și pe linia acestuia. Chiar și așa, șoferului din imagini nu i-a păsat și s-a luat la întrecere cu traficul din București. În loc să stea la coadă, cum fac ceilalți șoferi care respectă legea, bărbatul inconștient a mers metri buni pe linia de tramvai, sfidând regulile de circulație. După ce a făcut această ghidușie, șoferul a depășit întreaga coloană și a ajuns primul la semafor. Filmarea cu isprava bucureșteanului a ajuns și pe rețelele de socializare și a devenit virală. Acolo, internauții nu au ezitat să-l ironizeze pe șoferul tupeist. A trecut prin stație fără să oprească, probabil nu mai avea locuri. Mr. Bean de România. Sau, așa l-a dus GPS-ul, sunt câteva dintre sutele de comentarii. Fenomenul zombie este de neoprit. Tot mai mulți tineri cad pradă acestor substanțe psihoactive care îi aduc într-o stare jalnică. De această dată, un adolescent din Timișoara a fost filmat de un bărbat în timp ce se ținea de un gard și nu se mai putea mișca. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Imaginele cu tânărul aflat în derivă
pe splaiul Tudor Vladimirescu din Timișoara sunt de-a dreptul halucinante. Din filmarea realizată de un șofer se vede cum tânărul se sprijină de un gard din apropierea unor toalete publice, fără a avea vreo reacție la strigătele trecătorilor. Mai mult, din filmare se vede cum adolescentul abia se mai ține pe picioare, iar cel care a văzut întreaga scenă a sunat imediat la 112. Imediat la fața locului a ajuns un echipaj de prim ajutor pentru a-l ajuta pe băiat să iasă cât mai repede din această stare. Fenomenul zombie a luat amploare în ultima perioadă în România. Zilele trecute, un tânăr aflat sub influența drogurilor a fost filmat în Satu Mare, iar aceste cazuri sunt tot mai des întâlnite în ultima vreme în Timișoara. Specialiștii spun că substanțele chimice din etnobotanicele consumate de către tineri îi fac euforici pe aceștia, dar îi aduce într-o stare degradantă, ajungând să rămână încremeniți chiar și câteva ore întregi. Liviu Dragnea vede numai lucruri bune în economia românească. Liderul PSD spune că cetățenii acestei țări nu duc lipsă de nimic. Chiar de când PSD este la guvernare, oamenii nu mai au grijă a zilei de mâine. Mai mult, în ultimii 2 ani, românii și-ar fi permis mai multe concedii față de anii precedenți, spune Dragnea. 3,35 milioane de tone față de 2016, 2017 și 2018. Păi, știți ce spunea? Și ăsta nu e potențialul total al României. Pământul României, domnule, îl iei și îl faci ca pe plastină. Îți vine să-l mănânci. Deci, cât de bogat e, numai în jurul nostru, noi suntem harniști, noi nu avem nevoie de la nimeni să luăm ceva. Noi n-am fost coloniști. Nu. Ca să vorbim de coloniști, coloniștii ce făceau? Mergeau să ia din țările unde ajungeau, să le ia de acolo resurse, ca să discutăm cinstit. Noi de ce n-am plecat nicăieri? Păi ne-a dat Dumnezeu tot. Problema e că vin peste noi. Cheltuielile pentru recreere și cultură aproape s-au triplat. Ce înseamnă asta? Că oamenii, nu toți, dar din ce în ce mai mulți, că asta ne-a interesat să-i ducem în clasa de mijloc, nu mai au grijă a zilei de mâine și își permit să meargă la acțiuni de cultură, își permit să meargă în concedii. Acesta a dat exemplul unor mătuși ale lui Codrin Ștefănescu, care își permit să meargă frecvent la restaurant în ultimele luni. Asta înseamnă că au avut bani pentru că au crescut veniturile și vor crește în continuare. Vorbeam cu Codrin Ștefănescu aseară, când ne întorceam de la Giurgiu. Și spunea că are, sper să nu se supere pe mine, are niște mătuși. Niște mătuși, mă rog, doamne foarte educate, pregătite și foarte finuțe și rasate, care ani de zile nu ieșeau la restaurant. Și de câteva luni de zile merg frecvent la restaurant împreună. Liviu Dragnea reia atacurile la adresa ministrului Justiției. Șeful PSD susține că Tudorel Toader a greșit foarte mult pentru că s-a jucat cu niște enunțuri într-o perioadă sensibilă. Eu l-am susținut când alții au tăcut. Este supărare mare în partid din cauza lui, i-a mai spus Dragnea. Președintele Camerei Deputaților a mai afirmat că la viitorul comitet executiv al PSD se va discuta situația lui Tudorel Toader. Partid nu pot să spun acum că domnul Toader mai are susținerea pe care a avut. Nu sunt chestiuni personale, nu are nimeni nimic personal, dar există această supărare mare. Război rece între Liviu Dragnea și Tudorel Toader. Se pare că ministrul Justiției a căzut în disgrație și a pierdut susținerea PSD. Am avut un respect foarte mare pentru Tudorel Toader. Și acum am. Dar a greșit foarte mult. A greșit foarte mult, adică ca membru al unui guvern asumat de un partid mare, într-o perioadă destul de agitată, exact din motivele astea false, nu poți să te joci cu așa ceva. Șeful PSD a spus că ar exista persoane care să ia locul lui Tudorel Toader la Ministerul Justiției, dacă va fi cazul, dar susține că nu a discutat cu nimeni acest lucru. Eu personal l-am susținut, l-am apreciat, l-am încurajat public de foarte multe ori, fără niciun fel de ezitare, când alții tăceau. În plus, Dragnea a spus că dacă s-ar fi întrunit cvorumul la ședința din Senat, unde ar fi trebuit discutată moțiunea simplă împotriva lui Tudorel Toader, mai mulți socialdemocrați ar fi votat-o. Potrivit lui Liviu Dragnea, la viitorul comitet executiv al PSD se va discuta situația lui Tudorel Toader. Și continuăm cu o nouă informație de ultim moment. O motivare CCR susține că rapoartele MCV și recomandările Comisiei Europene nu sunt obligatorii pentru statul român. Ne explică mai multe colega mea, Liliana Năstase. Te rog, Lili.
M-am găsit o motivare șocantă, este în cazul unei decizii luate de Curtea Constituțională în urmă cu aproximativ 3 săptămâni, când CCR a hotărât că ordonanța de urgență privind secția de investigare a infracțiunilor din justiție nu calcă legea fundamentală, respingând în acest mod criticile aduse de PNL și de USR la acest act normativ. Cele două formațiuni politice au fost și semnatarele sesizării către Curtea Constituțională. Judecătorii constituționali cu opinie separată făcută de către Livia Stanciu, Daniel Morar și Mircea Ștefan Minea au spus că rapoartele MCV sugerează doar direcții de acțiune și nu sunt obligatorii. Reamintesc că România se află sub mecanismul de verificare încă de la aderarea în Uniunea Europeană 1 ianuarie 2007, iar această măsură nu a fost ridicată pentru țara noastră nici până în prezent din cauza derapajelor din justiție. Și de asemenea spun judecătorii de la Curtea Constituțională că nu poate fi reținută ca fiind relevant opinia din rapoartele MCV, întrucât acestea nu sunt legi europene. Prin urmare, spun judecătorii CCR, nu trebuie urmate ca o lege, fiind vorba despre simple recomandări. Așadar, ei susțin că nu se impun sesizări către Curtea Europeană de Justiție care să spună dacă aceste norme prevăzute în rapoartele MCV sunt obligatorii. Într-adevăr, Uniunea Europeană face recomandări către statele membre, însă aceste recomandări trebuie puse în practică, în caz contrar riscând anumite sancțiuni, cum de curând a riscat Polonia prin infringement. Mulțumesc pentru informații, Liliana. Noi promisiuni din partea PSD, parlamentarii socialdemocrați au depus la Senat un proiect legislativ care prevede majorarea tichetului de masă cu 5 lei. Dacă proiectul de lege va fi aprobat, un tichet de masă va ajunge astfel să valoreze 20 de lei. Socialdemocrații care au inițiat acest proiect de lege susțin că o asemenea modificare a legii este necesară, deoarece suma de 15 lei nu este suficientă pentru a cumpăra o masă de prânz. Asta în condițiile în care valoarea medie a unei mese de prânz este de aproape 22 de lei. Astfel, inițiatorii propun majorarea sumei tichetului de masă de la 15 lei la 20 de lei. Acum însă, legea aflată în vigoare arată că valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 15,18 lei. Chiar și așa, proiectul a fost depus la Senat, însă ultimul cuvânt îl va avea Camera Deputaților. Mai mult, membrii PSD susțin că valoarea pe zi a tichetului de masă din România este printre cele mai mici din Europa. În momentul de față, în România, peste 2 milioane de angajați, aproape jumătate din populația angajată, beneficiază de tichete de masă. Explozii repetate la stația de metro Piața Romană din București. Peste 200 de oameni au rămas blocați în două garnituri de tren. Este scenariul celui mai mare exercițiu militar organizat de ONU. Aproape 350 de pompieri, paramedici și medici militari au fost mobilizați azi noapte. Salvatorii români au fost ajutați de partenerii din Ungaria pentru a duce scenariul la bun sfârșit. Potrivit scenariului, mai multe explozii au avut loc în serie azi noapte în apropierea stației de metro Piața Romană din capitală. Două garnituri de tren au rămas blocate la subteran, una aflată în stație, cealaltă în tunel. În cadrul exercițiului, salvatorii au evacuat 160 de persoane prin tunelul de la stația Piața Romană, în apropierea căreia s-a produs incidentul. 20 de victime au fost salvate în stația Universitate, în timp ce alte 20 în cea din Piața Victoriei. Din partea României, la exercițiu au participat echipele ISU și 70 de medici militari. De asemenea, autoritățile române au fost ajutate și de cele ale Ungariei. Implicați au fost și studenți de la Academia de Studii Economice. Pentru pregătirea victimelor s-a constituit un centru de machiaj în incinta ASEU-ului. Machiajul mi se pare foarte realistic, foarte bun. Mi se pare un exercițiu
anunț foarte important pentru noi, pentru că ne pregătește pentru posibile evenimente de acest fel. Treptat, salvatorii care au purtat măști antigaz au evacuat victimele. Alte echipe au făcut căi de aerisire pentru ca fumul rămas în urma exploziei să iasă din subteran. Pe măsură ce erau aduse la suprafață, victimele au fost preluate de 30 de ambulanțe civile și 10 militare. Răniții au fost transportați la Spitalul Militar Central, Spitalul Universitar și Spitalul Floreasca. Pentru că numărul de paturi nu era suficient pentru victime, la Academia de Studii Economice a fost amplasat un spital de campanie la care au fost duși cei aflați în stare foarte gravă. Asta poate să spună foarte mult salvatorilor despre starea în care se află, despre cât de grav este și care este posibilitatea ca starea lui să se modifice, devenind dintr-una mediu gravă, una foarte gravă. Vigorous Warrior 2019 este cel mai mare exercițiu militar organizat vreodată de NATO. Acesta se desfășoară în perioada 1-15 aprilie în mai multe unități ale Armatei României. Inaugurarea bursei de pește a devenit motiv de ironie pe internet. Internauții au criticat faptul că Viorica Dăncilă a inaugurat o instituție care nu funcționează. Ba mai mult decât atât, premierul s-a și lăudat cu acest lucru. Inaugurarea bursei de pește de la Tulcea a devenit un subiect de glumă pe rețelele de socializare. Un internaut a publicat o postare pe pagina sa de Facebook prin care a criticat modul în care a fost lansată instituția. Fake guvernarea, un nou episod. Viorica Dăncilă a inaugurat o instituție care nu funcționează și s-a și lăudat cu asta. 8 aprilie la Tulcea, Viorica Dăncilă inaugurează bursa de pește și se laudă că guvernarea PSD-ALDE a deblocat acest proiect. Cu mai bine de un an în urmă, când am preluat responsabilitatea guvernării împreună cu echipa de miniștri pe care o conduc, proiectul de la Tulcea era unul blocat și puțin mai credeau într-o perspectivă apropiată ca el să devină operațional. Alianța PSD-ALDE s-a angajat să pună în valoare potențialul natural, turistic și economic al Deltei Dunării. Mai mult decât atât, așa zisa inaugurarea bursei de pește a fost asemuită cu un eveniment petrecut pe vremea comunismului. Înăuntru s-au făcut și poze cu pești pe gheață aduși la expoziție, exact ca pe vremea lui Ceaușescu. 3 zile mai târziu, bursa de pește e în continuare închisă. Portarii refuză accesul jurnaliștilor. Nu se intră. Este închis. Nu se vinde. Nu se cumpără niciun pește. Sunați-l pe director dacă vreți să știți de ce. Grigore Baboianu, directorul bursei de pește, declară pentru Press Hub. S-a făcut inaugurarea pentru că riscam penalități. A fost ca o repetiție, încă nu e funcțională. Așadar, bursa de pește a rămas închisă chiar și după inaugurare, iar accesul jurnaliștilor nu a fost permis în instituție. Alianța USR Plus este zguduită din nou din temelii de un scandal uriaș. După ce doi lideri s-au retras de pe lista pentru europarlamentare, ambii membri Plus, a venit rândul celor de la USR să-și spele rufele murdare în public. Vicepreședintele Eleg Levente, cel care a fost președintele USR după Nicuș Ordan, face dezvăluiri șoc. Levente acuză că ordinea de zi și documentele sunt prezentate cu foarte puțin timp înainte de ședința conducerii, iar subiectele neconvenabile sunt deliberat puse pe ultimele locuri pentru a fi amânate la nesfârșit. Când intrăm în ședința de BN, deciziile sunt deja luate în grupul restrâns și voturile cumpărate. Decizia în BN a devenit, din păcate, o formalitate. În acest partid totul se tranzacționează. Opiniile discordante sau critice sunt amuțite de acest grup care vorbește peste noi, iar acestea nici nu mai sunt menționate în minuta care apare cu întârziere și e bine coafată, astfel încât să pară că ar exista un consens. A fost mesajul vicepreședintelui USR, Elec Levente. Politicianul și-a postat nemulțumirile pe un forum intern și a povestit ce se întâmplă în interiorul partidului. Protestez deci împotriva modului discreționar în care grupul majoritar își impune voința, fără dezbateri și fără să ia în considerare opiniile critice pe care le acoperă cu vociferări ostentative și cu dispreț. Stăm minute în șir cu mâna ridicată pentru a lua cuvântul, în timp ce grupul majoritar vorbește când, cum și cât vrea. Levente, vicepreședintele ales cu cele mai multe voturi dintre colegii săi din USR, amintește discuțiile despre buget pe care l-a considerat superficial și pentru care după doar câteva săptămâni s-a cerut vot pe rectificare de buget campanie cu 320%. Proiectul conținea o singură ofertă și ni s-a solicitat vot în ultimele 5 minute de ședință. Am solicitat timp pentru a studia proiectul,
deoarece impactul bugetar era de peste 230.000 de euro. Din motive necunoscute pentru mine, proiectul a fost retras, a mai scris acesta. L-am susținut și încă îl mai susțin pe Dan Barna, dar ce se întâmplă azi este mai aproape de PSD decât de USR. Dacă nu își va asuma această situație și nu va schimba ceva, îmi va pierde susținerea. Se arată în postarea lui Levente. Ministrul Agriculturii se întoarce la prima dragoste, oaia. În opinia lui Petre Daia, toți românii vor să sacrifice un miel. În acest sens, ministrul anunță că autoritățile sanitar-veterinare și cele locale vor lua măsuri astfel încât să nu fie afectat comerțul cu carne. Prezent la un târg agricol din comuna Clujană Jucu, ministrul agriculturii a spus că, deși unele localități se află sub restricție, munca crescătorilor de animale trebuie respectată. Întrebat de jurnaliști în ce condiții se vor sacrifica miei de Paște câtă vreme sunt zone afectate de pesta porcină, Daia a spus că în această perioadă crescătorii de miei caută să își valorifice produsele. Fiecare om dorește să sacrifice un miel, fiecare om vrea să mănânce o bucată de carne de miel sau o ciorbă, așa cum este tradiția și cum există acest sentiment al respectului față de munca oamenilor, știindu-se că ei acum caută valorificare. Dacă nici acum nu vând miei, atunci când îi mai vând, dacă nu la Paști? De aceea, măsurile sunt pentru fiecare loc în parte, pentru fiecare direcție sanitar-veterinară în parte, a spus acesta. Pe de altă parte, ministrul a hrănit mai multe oi aflate într-un țarc, cărora le-a dat boabe de porumb și a degustat brânzeturi și țuică. Președintele PSD Liviu Dragnea susține că decizia PSD de a îngheța relațiile cu socialdemocrații este 99% o decizie electorală și nu există în statut o prevedere care să permită acest lucru. Dragnea a mai spus că le va da replică celor din PSD doar după europarlamentare, cu o singură condiție. Aceștia să vorbească despre marile cazuri de corupție din vest, când vor fi extrem de preocupați că în România au existat protocoale secrete între SRI și instituții din justiție, sau când vor vorbi despre faptul că Iohannis îl ține în brațe pe un om care este evident că a colaborat în mod strâns cu poliția politică. Augustin Lazar. Așa zis și mei colegi de la PES, de la Partidul Socialiștilor Europeni, cu mușchii foarte încordați, în care ne spuneau că îngheață relațiile cu PSD-ul. Noi nici nu avem în statut, așa, în statutul PSD-ului nu există. N-au putut să spună până acum și au fost întâlniri, au fost discuții. Dom'le, avem următoarele solicitări punctuale să se modifice aia, să se modifice aia, să se modifice articolul ăla sau să nu mai fie articolul ăla. Ne-au plimbat foarte mult cu discuțiile astea. Și după părerea mea, aici este 99% motivație electorală. Cu tremur în această dimineață în România, seismul a avut o magnitudine de 3,9 grade pe scara Richter și s-a produs în județul Buzău. Cu tremurul a avut loc la ora 8:25 și a înregistrat o adâncime de 131 de kilometri. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului, seismul s-a produs în apropierea orașelor Nehoiu, Covasna, întorsura Buzăului, Vălenii de Munte și Târgu Secuiesc. Șoc în scandalul corvetelor MAPN, patronul șantierului naval Constanța lansează un avertisment dur. Gheorghe Bosânceanu susține că este câștigătorul selecției în cadrul consorțiului în care este asociat cu Naval Group din Franța, datorită celei mai bune oferte financiare. Magnatul avertizează că factorii de decizie implicați în organizarea licitației riscă închisoarea dacă nu își asumă responsabilitatea respectării criteriilor impuse în hotărârea de guvern. Vom reveni la această știre, mergem chiar în aceste momente însă în portul Constanța, acolo unde îl vom vedea în cele ce urmează chiar pe președintele Klaus Iohannis. Acesta participă la exercițiul NATO Sea Shield 2019. Vorbim despre cel mai mare exercițiu multinațional naval în apele teritoriale ale României, dar și în apele internaționale ale Mării Negre. Drept reacție la acest exercițiu, nave de recunoaștere, dar și de atac ale flotei Rusiei din Marea Neagră, precum și o serie de sisteme de rachete de coastă au fost plasate în stare de alertă.
echipamente din portul Constanța, care găzduiește la această oră cel mai mare exercițiu NATO din Marea Neagră din acest an, marcând 70 de ani de la înființarea Alianței și 15 ani de la aderare. La exercițiul din acest an participă 14 nave militare românești și nave, dar și aeronave din Statele Unite, Bulgaria, Grecia, Canada, Olanda și Turcia, în cooperare cu reprezentanții forțelor armate georgiene și ucrainene. În total vorbim despre aproximativ 2200 de militari care exersează proceduri întrunite de luptă împotriva amenințărilor subacvatice, de suprafață și aeriene, adaptate la tipologia amenințărilor de securitate din regiunea Mării Negre. Continuăm știrile și cu alte subiecte. Vă spuneam puțin mai devreme că în continuare scandalul corvetelor MAPN ia amploare. De această dată, patronul șantierului naval Constanța lansează un avertisment dur. Gheorghe Bosânceanu este cel care susține că ar fi câștigătorul selecției în cadrul consorțiului în care s-a asociat cu Naval Group din Franța. Și asta datorită cele mai bune oferte financiare. Magnatul avertizează că factorii de decizie implicați în organizarea licitației riscă închisoarea dacă nu își asumă responsabilitatea respectării criteriilor impuse în hotărârea de guvern. Afirmație dură în cazul licitației pentru corvetele MAPN. Omul de afaceri Gheorghe Bosânceanu, acționarul majoritar al șantierului naval Constanța, spune că este câștigătorul selecției în cadrul consorțiului în care este asociat cu Naval Group din Franța. Magnatul lansează și un avertisment. Avem cea mai bună ofertă financiară, deci am câștigat licitația. În concluzie, așteptăm ca în următoarele săptămâni, împreună cu reprezentanții Naval Group, să fim invitați la stabilirea termenelor de realizare a programului de modernizare a flotei marinei militare. Realizarea acestui program în șantierul naval Constanța este o soluție naturală, având în vedere vecinătatea cu baza logistică navală Constanța și comandamentul marinei. Magnatul avertizează că factorii de decizie implicați în organizarea licitației riscă închisoarea dacă nu își asumă responsabilitatea respectării criteriilor impuse în hotărârea de guvern. Sute de persoane angajate șantierului naval Constanța, colaboratori interni și externi, finanțatori oficialități, au participat la ceremonia de botez al navei tank de produse chimice și petroliere Histria Atlas. Este o primă navă dintr-o serie de 6 de acest tip, concepută de specialiștii SNC, construită de angajații șantierului naval, urmând să aibă la bord numai marinari români. La ceremonie a fost prezent și președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban. După recunoașterea oficială de către ministru a clasamentului, lucrurile sunt irreversibile. Nu te poți juca cu niște jucători de asemenea anvergură pe piața internațională, gen Naval Group și ceilalți doi care au fost în competiție. Eu cred că, la modul cel mai urgent, acest lucru trebuie anunțat oficial și lucrurile să intre pe un făgaș. Nu mai vreau să vorbesc de situația geopolitico-strategică a României, ci pur și simplu este vorba de a-l umili pe unul dintre cei mai mari producători de nave militare din lume. Cu doar 49 de zile înainte de vizita în România, Papa Francisc a făcut un gest emoționant și plin de semnificații. Suveranul pontif a îngenunchiat și a sărutat picioarele liderilor din Sudanul de Sud, pe care i-a implorat să păstreze pacea. Vă dăm mai multe detalii imediat după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, revenim în câteva minute. Grăbește-te să prinzi ofertele noi. Din nou în direct, cu doar 49 de zile înainte de vizita în România, Papa Francisc a făcut un gest emoționant și plin de semnificații. Suveranul pontif a îngenunchiat și a sărutat picioarele liderilor din Sudanul de Sud, pe care i-a implorat să păstreze pacea. Într-un mesaj impresionant, Papa le-a cerut politicienilor să respecte armistițiul semnat, pentru că oamenii nu mai pot îndura războiul. A voi trei că aveți firmat acordul de pace. And to the three of you who have signed the peace agreement, vi chiedo come fratello, I ask you as a brother, rimanete nella pace. Stay in peace. Lo chiedo col cuore. I'm asking you with my heart. Andiamo avanti. Let us go forward. Peace of South Sudan. Andare avanti, risolvere I problemi. Go ahead, go forward and resolve the problems. Voi avete avviato un processo. You have begun a process. Che finisca bene. May it end well. Ci saranno lotte fra voi due. There will be struggles, disagreements amongst sì. you. Okay. Ma che queste siano dentro dell'ufficio. But let this be within the community, inside the office, as you will. Davanti al popolo. But in front of the people. Le mani unite. Hold hands united.
così da semplici cittadini, so as simple citizens, diventerete padri di nazione. You will become fathers of the nation. Permettetemi di chiederlo col cuore. If you allow me to ask, con i miei sentimenti più profondi. With my heart, with my deepest sentiments. Accompagnami. Gestul papei i-a luat prin surprindere pe cei prezenți. Unul dintre liderii din Sudanul de Sud a încercat chiar să-l împiedice pe suveranul pontif să-i cadă la picioare, dar papa a insistat. Suveranul pontif a făcut apel la președinte și la liderii rebelilor să respecte armistițiul pe care l-au semnat, prin care au încheiat războiul civil brutal din ultimii 5 ani și să se angajeze să formeze un guvern luna viitoare. Vaticanul a reunit liderii sud-sudanezi pentru 24 de ore de rugăciuni și predici în încercarea de a elimina orice diviziune și de a menține armistițiul fragil. Sudanul predominant musulman și Sudul majoritar creștin au luptat timp de decenii înainte ca Sudanul de Sud să devină independent în anul 2011. Sudanul de Sud a intrat în război civil 2 ani mai târziu. Aproximativ 400.000 de oameni au murit și peste o treime dintre cei 12 milioane de cetățeni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, declanșând cea mai gravă criză de refugiați din Africa de la genocidul din 1994 din Ruanda. În septembrie 2018, cele două părți au semnat un acord de împărțire a puterii, invitând grupările rivale principale să-și adune, să-și monitorizeze și să-și instruiască forțele pentru a crea o armată națională înainte de formarea unui guvern de unitate. Vreme instabilă și astăzi, atât în capitală cât și în restul țării. Mai multe date despre zilele ce urmează ne aduce chiar acum colega mea, Georgiana Crădinar. Bun găsit, domnilor și domnilor, în această noapte temperaturile minime se vor încadra între 1 și 10-11 grade, iar mâine peste zi se mai răcorește puțin față de cum a fost astăzi. Se pot înregistra maxime de la 8 grade în regiunea nordică a Moldovei și până spre 15-16 grade în nord-vestul țării. Însă aspectul vremii nu se schimbă, din nou cerul va fi acoperit de nor și va ploua în cea mai mare parte a țării, ceva mai mult prin sudul teritoriului, unde se mai pot cumula în jur de 15-20 de litri de apă pe metru pătrat. La munte, în regiunile mai înalte, la peste 1700-1800 de metri, vor mai fi precipitații mixte. Iar vântul își va face simțită prezența prin zona Moldovei, a Dobrogei și în regiunile de munte. În capitală, la noapte, cerul va fi acoperit de nor, s-ar putea să mai plouă. Până dimineață, temperatura aerului va coborî undeva la 8-9 grade, iar mâine va fi puțin mai rece decât a fost astăzi. Valoarea maximă va fi de 15 grade și din nou vor fi condiții să mai plouă. Și duminică vremea va fi închisă în cea mai mare parte a țării, ploile vor persista, va ploua peste tot, ploile pot avea caracter de aversă și pot veni însoțite de fenomene electrice, mai ales în regiunile de munte. În zonele mai înalte din nou vor fi condiții pentru lapoviță, poate chiar va fulgui. Temperaturile maxime se vor încadra între 7-8 grade în regiunea nordică a Moldovei și 16 grade prin vestul țării. Acestea au fost informațiile deocamdată, mai bine vă doresc. Ne pregătim de final, nu înainte însă de a urmări puțin ceea ce se întâmplă în aceste momente la Craiova. Vorbim despre un meeting organizat de PSD, un meeting electoral la care PSD-iștii spun că vor veni 10.000 de oameni. Chiar Claudiu Manda, candidat la alegerile europarlamentare, a spus că sunt o serie de organizații PSD care vor să organizeze meeting-uri, iar prima manifestație, iată, are loc la Craiova astăzi, începând cu ora 16. Veți putea urmări tot ceea ce se întâmplă la Craiova, dar și multe alte subiecte în minutele următoare. Rămâneți pe B1 TV, urmează emisiunea Se întâmplă acum cu Tudor Barbu. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine după amiază la ora 12. O zi liniștită să aveți! Știm că mereu